Salut! Vă invit să ne jucăm cu luminile. O să învățăm, practic, să lucrăm cu diferite setup-uri de lumini. Mai întâi o să începem cu un setup de o singură lumină. Aici folosim un blitz. Am montat un Octobox de 120 de centimetri pe care o să close up cât și full body. Mine. Da. E, noi pe acest exponometru ne uh, setăm dinainte, îl setăm în funcție de obiectivul cu care tragem. Pentru a nu avea probleme cu uh, mișcarea, să ne tremure mâna sau așa mai departe, ar fi indicat să avem timpul de expunere dublul uh, focalei pe care o folosim. Uh, în momentul de față, eu trag cu un R6 și cu 7200. 200 aici o să jungleze, dar având stabilizarea și pe, pe 5 axe din X6, cât și stabilizarea din obiectiv, nu o să fie o problemă să setez un timp de expunere universal, pe care l-am stabilit de dinainte să fie 1 pe 125. Exponometrul acesta ne ajută să stabilim lumina. În studio, în general, că aici trebuie să ajungem, în studio, o să facem poze. Ne, nu ne interesează atât de mult separația de fundal când este vorba despre un fundal negru, alb sau un fundal colorat. Pentru că, uh, oricum, o să fie doar o pată de culoare, slash non-culoare, când este vorba de alb-negru. Atunci putem să creștem uh, diafragma și eu personal în studio trag la F7.1 F8. Nu trec peste pentru că dacă urcăm la diafragmă foarte mult, ajungem la diafragma maximă obiectivului, există șanse în anumite fotografii să apară artefacte. La F7.1 F8 atunci o să putem să tragem și la o diafragmă mai mică, în așa fel încât să evidențiem că o să fie doar ca o doar ca să completeze cadrul, să nu pice accentul pe buze și să sfure privirea de la ochi. Aici mai intervine și lumina cu care urmează să ne jucăm. Acum ne interesează să vedem exact în funcție de intensitatea luminii, setată manual prin trigger. Acest exponometru ne spune exact dacă avem destulă lumină, încât să expunem corect, și ne indică la ce diafragmă expune el corect în funcție de puterea luminii setată acum. În funcție de asta, noi am tras, am, doar am făcut un test și vedem că avem, el ne indică că putem să tragem la F4 cu o expunere corectă. Mai departe, o să trebuiască să, în funcție de ce vrem noi, dacă, avem, dacă vrem să Mărim uh, diafragma, să urcăm la f8, deja avem două stopuri de lumină. Știind acest lucru, ne ducem direct și setăm, dăm două stopuri uh, la blitz, direct prin trigger. Acum o să, am zis că o să facem un test. Uh, singura lumină uh, activă acum este lumina principală cu octoboxul de 120. Cu ea o să facem și testul. ok Bun. Și el ne arată că este o putere destul de mare încât să tragem la o diafragmă de 8,04. Dar, dacă pornim încă o lumină. Ok. Acum o să te rog să mai faci încă o dată testul. Trebuie să îl ferim de lumina aceasta ca să vedem ce diafragmă ne indică pentru lumina din stânga. Acum? Da. Ok. El ne indică diafragma 4. Asta ne spune că lumina este cu două stopuri mai slabă. Depinde ce ne interesează să facem. Dacă este o lumină doar de fil, care să uh, ne scoată din umbrele de pe partea opusă luminii principale, o să calculăm câte stopuri ne trebuie în minus. În așa fel încât să nu fie nici prea întunecat, să scoatem un cadru ok și acum o să trag, odată ce am deja setările făcute, mi indică că aceasta este cu două stopuri mai slabă. O să arătăm și pe cameră și o să tragem o, o fotografie ca să vedem exact rezultatul. Imediat. Bun. În primul rând, o să tragem câteva cadre de la mijloc în sus. Exact. Mâinile o să vreau să le pui ori în șold, ori să avem o mână. Încercăm mai întâi, așa. Atât. Perfect. Exact. O să te duci puțin mai în spate. Bun. O să te rog mâna dreaptă în șold și cu mâna stângă o să te joci în jurul gât exact și cu privirea spre lumină. Ok, acum, acum o să obținem uh umbre puțin mai dure, ceea ce o să scoată trăsăturile feței în evidență. O să te rog să stai exact la, drept spre mine. Și o să te rog să mâna stângă să o duci tot undeva pe gât sau o duci spre păr. Exact, atât. Și privirea îndreptată spre lumină. Ok. Bărbia puțin mai sus. Bun. Ok. Uh, o să vii puțin mai... A, atât. Okay. ok. Ok. Și o să te rog acum să mergi puțin mai în spate. O să tragem și două, trei cadre full body ca să vedem exact la ce ne ajută softboxul, uh, de 120. Poți te din aceeași poziție, să te uiți direct spre lumină. Ok. Umă, bărbia puțin mai sus. Ok, perfect. Să nu-ți acopere umărul fața niciodată. Super. O să trecem la al treilea setup de lumini, unde vom folosi toate trei luminile. Și în ideea aceasta o să vrem să scoatem uh, un cadru un cadru expus corect, ca și uh, culoarea pielii, și de asemenea uh, să nu lăsăm foarte multe umbre. Fiind o ținută albă, o să vrem să o expunem corect să o expunem pe toată corect, fără să avem umbre de o parte sau de alta care ar putea deranja pe alb. Pentru lumina din dreapta, o să am, a treia lumină, o să o am puțin mai slabă pentru a fi de fil. Nu o să fie la fel de puternică ca lumina principală și de asemenea va avea și rolul folosind o puțin, lăsând o puțin mai jos, de a reduce din umbrele de la nivelul gâtului, pe care lumina principală le va lăsa